pensionare din Salău învață să mânuiască laptopul și calculatorul. După toate clicurile pe care vârstnicii le-au dat, sub atenta îndrumare a profesorilor, acum noțiunile precum Google sau Facebook nu le sunt deloc străine. Chiar dacă au tâmplele albe cei peste 15 pensionari care frecventează Centrul Multifuncțional Tinerețe fără Bătrânețe, au ambiția de a-și dezluși cele mai ascunse taine ale tehnologiei. Aceste cursuri sunt susținute de reprezentanții bibliotecii județene. Rolul nostru aici este, în cadrul unui parteneriat pe care îl avem cu centru, de a organiza diferite activități, mai mult le-am spune activități de relaxare, împreună cu persoanele în vârstă care vin la Centrul Multifuncțional Tinerețe fără Bătrânețe. În special, noi ne-am axat pe cursuri de instruire. Am început cu calculatorul, cursurile de inițiere pe calculator. Le-am făcut la aproape la toți cursanții noștri conturi în Yahoo, în special pe Yahoo, apoi au câte un cont pe Skype, conturi pe Facebook, i-am învățat să comunice, să scrie câte o scrisoare celor dragi pe e-mail electronic. Cursurile au loc săptămânal, iar centrul este dotat cu calculatoare. Pensionarii care participă se declară mulțumiți de modul în care se desfășoară cursurile și recunosc că prin aceste ore au învățat cum să comunice în mediul virtual și cum să caute informații de interes pentru ei. Dar la ore am învățat deja multe. Suntem al doilea an de când învățăm și sunt mulțumită. Pe internet am învățat să căutăm orice ce ne interesează, rețete, ca noi pensionari. Deci suntem mulțumite, e un loc plăcut aici. Pe lângă aceste cursuri de inițiere IT, reprezentanții bibliotecii mai desfășoară cu pensionarii din centre și ore de limba engleză.